Odată am avut odată o oră de sport și are și rimă titlul, campionatul și drogatul are rimă. La ora de sport, doamna ne-a zis că nu avem oră de sport pentru că trebuie să se ducă la campionatul de basket. Nu de basket, bă, de fotbal, pardon, am făcut eu aici basket, un coș de basket, dar să zicem că e de basket, dacă încolo era de fotbal, nu contează. Nu, s-a dus la campionat, noi am mers acolo și noi să ne uităm și era acolo fratele unui coleg de la mine din clasă, care e din a șaptea și încă o fată mai mare. Și eu am început să ne... Eu eram cu Luci și cu Cristian, v-am mai spus de ei. Și au început aia să ne spună că suntem țigani și handicapați și așa. Noi când am vrut să plecăm, a venit fratele lui Gabriel după noi și lui Cristian. I-a luat papucul, deci efectiv i-a ridicat piciorul, i-a luat papucul, l-a aruncat în apă și l-a lăsat cu șoseta de sculță prin apă și prin zăpadă. După aceea i-a luat căciula și i-a aruncat în coșul de gunoi. După aceea și-a luat papucul căciula și a început să ne înjure. Cred că vedeți aici ce scrie. Așa scrie aici și așa, vedeți, handicapat. Așa scrie aici. No, așa zicea, ăsta e fratele lui Gabriel și așa ne zicea noi, el nou, noi normal. Le-am spus înapoi, i-am spus și lui înapoi, handicapat, prost, drogat, nu. De-aia am spus aici numele campionatul și drogatul pentru că el era drogat. Și noi când să plecăm, ăla ne-a dat câte un pumn la fiecare și ne-a luat de gât pe toți trei și ne-a aruncat în zăpadă, în apă, bă. Noi am început să fugim, colegul de-al meu, că era frate-sul ăla care ne-a zis asta, și colegul meu s-a dus la el, nu știu de ce. Noi l-am chemat înapoi că o să-l bătea, dar noi am plecat acasă, departe. A fost o aventură de neuitat cu ăsta. No. Aceasta a fost o aventură mai scurtă și sper că v-a plăcut. Deci, morala de astăzi, am uitat și să pun morale, dar n-am mai făcut o morală de mult. Nu contează. Morala de astăzi este că dacă ești un campionat și te întâlnești cu un drogat de a șaptea, să nu-i răspunzi și lui înapoi, cum îți zice el, handicapat și țigan, că o să-ți o iei și-ți aruncă căciula în gunoi și te lasă desculț în zăpadă și te fugărește până vomiți. Și, nu. Asta a fost aventura. Cheers!